Cea mai mare firmă de asigurări din Europa, societatea germană Allianz, nu își va asocia niciun fel imaginea sau numele cu Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation. Decizia a fost luată în 7 mai 2013, când compania germană a hotărât să nu asigure proiectul de exploatare minieră. Declarația în acest sens a fost făcută de Michael Deichmann, CEO Allianz, în cadrul adunării generale acționarilor în München. Mai mulți activiști ai campaniei Salvați Roșia Montană au participat la adunarea generală Allianz, cel mai mare asigurator de accidente din lume. Scopul acestei deplasări a fost informarea membrilor adunării generale a acționarilor despre riscurile și ilegalitățile asociate proiectului minier propus la Roșia Montană. Gabriel Resources a început discuțiile cu Allianz pentru asigurarea proiectului minier, condiție esențială pentru obținerea vizelor necesare. După ascultarea argumentelor activiștilor, Michael Dickman, CEO-ul Allianz, a declarat, ca urmare a celor aflate astăzi, Allianz nu va face afaceri cu Gabriel Resources și nu va asigura proiectul propus.